Salutare tuturor! Mă numesc Răducu Ursu și bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube Bitcoin and Crypto Astăzi. În video de astăzi vom analiza mai multe criptomonede. Ieri am făcut o analiză și am spus că din această zonă prețul va crește. Din nefericire, mă așteptam să facă un zigzag, un pattern corectiv zigzag specific unei corecții, dar se pare că este posibil să facă un flat. Acest lucru nu poate prevedea nimeni. Și în acest caz mă aștept ca prețul să mai coboare puțin, să spargă acest dublu, triplu chiar bottom. Și să coboare puțin, din punctul nostru de vedere, cu cât coboară mai mult, cu atât creșterea este mai mare și profitul în buzunar este mai mare. Deci pentru astăzi mă aștept la fie din acest dublu, triplu bottom prețul să crească, fie conform teoriei Elliott, suntem într-un subval 4 și prețul va mai coborâ puțin, nu mult. Și din această zonă prețul va crește. Deci avem aceste două variante, fie putem intra long de aici sau fie așteptăm să coboare și din nou să urce. Mergem pe Ethereum și vedem că analiza de ieri a fost corectă. Prețul din această zonă are șanse foarte mari să crească, deoarece Ethereum a fost puțin mai leneș decât Bitcoin. Punem culoarea verde. Și nu a trecut sub minimul acestei zone. Deci la fel ca și la Bitcoin, șansele de a crește, de a face acest zigzag sunt mari sau prețul va coborâ puțin și din nou va începe să crească. Vom vedea în orele următoare evoluția și la Ethereum. Mergem mai departe la Litecoin. Aici lucrurile stau exact la fel ca și ieri. Avem un pattern zigzag potențial cu condiția ca din această zonă prețul să crească. Dacă prețul va scădea, cum a făcut și la Bitcoin, sub acest minim, atunci acest pattern corectiv va fi un flat și prețul va mai coborâ pe parcursul acestei zile, nu foarte mult, și din această zonă el va crește. Deci fim atenți la semnalele long, fie prețul putem intra la cumpărare, fie la spargerea acestei linii de trend, fie dacă prețul din această zonă va coborâ, vom vedea ce va face la acest dublu top, dacă el mai coboară puțin și apoi intrăm la cumpărare, la spargerea linii de trend. Deci avem două variante, încă nu știm exact Bitcoin-ul, așa ne arată, că este posibil să mai coboare puțin și dacă el dictează piața, posibil ca și celelalte criptomonede să facă la fel. Și astăzi vreau să vă mai prezint și criptomoneda celor de românilor de la Elrond, care a țâșnit ca o săgeată și haideți să vedem unde se va duce prețul și când se va opri. Haideți să etichetăm acest trend. Avem 0, 1, 2, 3, 4. Punem un 5 aici. Coborâm și punem sub Millennium. Punem roșu, culoarea roșie. Așa,
aceste valuri le etichetăm imediat și cu aceasta finalizăm analiza și pe această zi, dar vreau să vă arăt cât de frumos se sincronizează și se pupă, să spunem așa, analiza Elliot cu graficul criptomonedelor, pardon, puțin mai greu să și fac grafic și să și gândesc. Ia să vedem. Perfect. Aici avem un triunghi corectiv care întotdeauna ne arată o creștere pe nivelul trendului, pe sensul trendului. Și dacă vedem acest pattern corectiv numit triunghi corectiv, ne putem intra la cumpărare lejer, deoarece intrăm la finalul valului 5. Haideți să numerotăm și acest subval, să vă arăt imediat de ce este atât de important să știm și aceste subvaluri. Avem 0, 1, 2, 3, 4, 5. Acest subval îmi arată că acest subval galben, să spunem așa, îmi arată că trendul mai continuă puțin, la un moment dat se va opri, va face o corecție și vom vedea în acel moment ce fel de corecție va face acest trend, că sunt foarte multe pattern-uri corective și apoi prețul va mai urca, o bună șansă aici de a cumpăra și de a apoi prețul va urca să și vom marca profitul prin această zonă undeva pe la 700. Vom vedea exact când, în momentul în care prețul va face o corecție și de abia atunci vom putea măsura cu exactitate finalizarea acestui val. Dragii mei, cam aceasta este analiza tehnică pe ziua de astăzi. Vă invit să vă abonați pe canalul meu de YouTube Bitcoin Crypto and Crypto astăzi. Să dați click pe butonul roșu abonează-te, apoi pe clopoțel pentru a primi notificări ori de câte ori postez o nouă analiză, adică sper eu să am timp să fac zilnic astfel de analize. Îmi doresc ca acest canal să creăm o comunitate a crypto traderilor și să în comentarii dumneavoastră să-mi scrieți ce părere aveți despre analiza mea, despre analiza dumneavoastră, fie tehnică, fie fundamentală, și să-mi scrieți în comentariile sub acest video. Cam atât pentru ziua de astăzi. Vă doresc sănătate, numai bine și, evident, inspirație și spor la bani.